O auzeam pe Delia întrebând cum a fost la club, dacă au avut masă rezervată, au spus că s-au distrat, din câte înțeleg s-a și băut destul de mult. Spunea Alex că el s-a trezit paralizat, dar a mers, a făcut un duș și acum este în regulă. Cristina se tot văita că o doare și gâtul și nu s-a odihnit prea bine. Alex îi zicea că și induce și starea asta proastă Cristina pentru că se vaită. Apoi râdeau și Cristina povestea că s-a trezit, a băut apă și Alex zicea, mi-a spus că s-a îmbătat la loc după ce a băut apă. La 8 dimineața s-a trezit, a băut apă și apoi s-a mai culcat puțin. Alex zicea că pe el îl luase răul din somn și că nu s-a simțit nici el prea bine din cauza la ceea ce s-a consumat în club. Laura spunea, e, asta este, dar v-ați distrat. Cristina glumea cu Alex și spunea, ce să-ți fac dacă bei?